zăpadă a cuprins întregul sat și pe ulițele ninse merg copiii la colindat. Primim durători! Primim, primim! Oaie verde de măra! Bună seara, gospodar! Gospodar și gospodine și voi, domnițe tinere! De dormiți, de nu dormiți, vă rugăm să vă treziți! Dați urechea la fereastră să ascultați urarea noastră! Zurgălești și clopoței, încă o dată, măi plăcăi! Hei, hei! Sărbătorile de iarnă sunt poate cele mai așteptate momente ale anului și cuprind datini și obiceiuri păstrate din moș strămoș și care se împletesc cu obiceiuri ale tuturor minorităților ce locuiesc în nordul Moldovei. Suntem foarte bucuroși de aceste tradiții și că încă în satul nostru se mai respectă acestea, deoarece cele mai preferate sunt cele de Crăciun, de Anul Nou. La noi în sat băieții duceau colaci, voi? Nu vi-e greu? Nu! Suntem foarte bucuroase de așa cinste de a duce colaci. Noi fiind la frontieră, avem o influență bucovineană, un hăulit. Ca de obicei, în Moldova, colindele sunt monodice. La noi în sat este o tradiție împrumutată sau influențată de Bucovina, acest hăulit, care ați, pe voce, pe două, ați văzut că se cântă tot colectivul. Tot colectivul cântă o voce și e ridicat-o, așa se spune că se ridică, așa la noi. Adică pentru noi, muzicieni, este vocea a întâia, dar pentru, așa, pentru oameni simpli... Că se spune că se ridică spre cer. Da. Și uitați-vă, acest hăulit a rămas în sat la colindă și la malancă. Vom poposi în trei sate din raionul Briceni, Grimărcăuți, Coteala și Bălăsinești.
timp o deal, să râză mă de oală, să rămâi oasele, să le roade babile. Apropo, doar la Bălăsinești, de anul nou, putem întâlni Alaiul Craiilor, condus de Petru Nimirencu. Obiceiul Craiilor vine de peste Nistru din Bucovina. Toate personajele fiind împodobite cu panglici colorate și coroane pompoase. Principalele personaje sunt Irodul, împăratul, regina și cei trei crai, care simbolizează magii care au adus vestea cu mir și cu tămâie. Costumele sunt păstrate de la bătrâni și renoite pe alocuri cu panglici și oglinzi. Textele se transmit de asemenea din tată în fiu, ca și pașii de dans. Bălăsinești, ca și în unele sate din Ucraina, craii prezintă patru dansuri: ardelean, sârba, rățușca, cazacioc. La casele unde sunt fete de măritat, ei joacă și al cincilea dans, joacă fata. Sărbătorile de iarnă sunt multe, diverse și spectaculoase. Sunt un amestec de laic și creștin, de la Sfântul Andrei și până la Bobotează. Ferestre cântă ceata un colin cu lerui ler, vestind că a venit pe lume pruncul cel curat din cer. Crăciun și de anul nou sunt bogăția sufletului și zâmbetul îngerilor. Sărbătorile de iarnă poțese un val de nostalgie în jurul nostru. Zile de aducere aminte în care ne gândim la tot ce am iubit vreodată. Membrele formației folclorice Săteanca din Grimâncăuți au cules de la bătrân colinde specifice locului. Sfânta Maica lui Iisus, rătăcește în jos și în sus, Maica lui Iisus, caută loc să și pe fiul ei să-l nască, Maica lui Iisus.
iubească și pe fiul ei să-l nască, Maica lui Iisus. Sărbătoarea de Crăciun ne dă posibilitatea să ne întâlnim cu cei mutați. Se spune că porțile cerului sunt deschise și sufletele oamenilor vin și se încunună la masa de sărbătoare. Ne adunăm în jurul mesei și ne aducem aminte de oamenii plecați în ceruri. E o stare de bine, e o bucurie să ne întâlnim, asta ne învață Colinda. Să miroase lerui, Doamne, în oblecul busuioc și cerge albe. Sărbătoarea trebuie să aibă un timp bun, loc curat și suflet primenit. Colindătorii se învârtesc în jurul satului ca să păzească comunitatea cu dancăte de clopoței, colinde sacre și cumbaști. În satul Coteala s-au păstrat mai multe obiceiuri de iarnă care se aseamănă cu un teatru popular. Toate rolurile sunt jucate de bărbați. Cea mai veselă e capra. Masca e veche, dar se păstrează din tată în fiu. Ța, căprița mea, nu mai zăhărel zoi, da. Tradiția caprei are în jur de 100 de ani. Capra se dansează și evoluează la Crăciun. Masca e confecționată în 1970 de cine? De către Gajos Vasile. În fiecare an noi mai perfecționăm. Foarte, de ce foarte... de stuf? Pentru că aici văd că e floare de stuf. La momentul când a fost confecționat capra, nu cred că era așa de simplu de a găsi diferite elemente dezdecorative. Și oamenii confecționau din acele... spune, materiale populare care erau la îndemână oricui. E o magie întreagă când sare capra și împrăște în jurul său floare de stuf. Parcă împrăștie lumină, emoții pozitive și un dans pe care cotilienii îl admiră de secole și se străduie să-l păstreze pentru copiii lor. Părerii de rău dispar. Tineriat noi, tineriat mai mult pleacă. Aici care suntem mai tineri, cam mult au vreau să ocupi cu tradițiile astea. Dar cu desălă. Așa că cu arcanul îi aduci. Înceat ca să facă băieță cumpănile, e foarte greu. Dar învățați cum se joacă capra? Păi învățăm, care vreau, iacă la urătură s-a dus, dar la capră, iacă la capră, la căiuți, oamenii ăștia mai bătrâni care sunt, nu știu, mai departe. Dacă or vrea să facă bani, o să învețe? Păi asta nu-i de făcut bani, asta e tradiție. În perioada Sfintelor Sărbători, toate drumurile duc spre casă. Acasă, la Grimâncăuți, cei mai sfătoși bunei le demonstrează copiilor cum se rotește steaua de Crăciun și învață colinda cu care merg gospodarii în seara de Crăciun. Este un obicei păstrat cu sfințenie.
construiesc steaua cu mâinile proprii. Cine o face cu 8 colțuri, cu 12, cu 16 și cea mai mare stea rotitoare este cu 24 de colțuri. Și se face o cunună, și se face o cunună. E o seară magică? Da, prin frumusețea stelei. Mi-a plăcut steaua. Cum e steaua? Frumoasă, luminoasă, mare. Cum vă mai pregătiți de sosirea colindătorilor? Facem colaci, pregătim dulciuri. La mulți ani cu sănătate, la mulți ani cu sănătate, bune domnșoară. Colindătorii sunt ca niște păzitori ai lucrurilor sfinte. Ei parcă ar face legătură magică între cer și pământ. Satul de peste deal Păteala s-a păstrat obiceiul căiuților, cea mai numeroasă ceată care include mai multe măști. Bună seara! Primiți căiuță! Conform obiceiului, căiuții sunt însoțiți de calfe și țigani, toți au roluri diferite și pașii de dans la fel sunt diferiți. Țiganii fac teatru ca să atragă atenția și să distreze oamenii. Copiii păzesc căiuții, iar fetele se uită la calfe care pe urmă, dacă sunt frumoase, vor fi invitate la joc. Thank you.
Noi vă mulțumim că ne-ați onorat cu această frumoasă tradiție și veniți în fiecare an, nu ne oculiți casa, familia și ne aduceți bucuria și spiritul adevărat a sărbătorilor de iarnă. Fiți sănători! Serviți câte un paharel și mai veniți și la anul, vă așteptăm. Dacă te duau spate? Spate. Spate și mergem în bie. Cel mai mare și mai bun căluț la coteala este Valică Șarcu. Eu dacă nu joc o an, mor. Dar eu vreau să și în sat, cum a fost înainte de la bătrânii noștri, așa vreau și amu. Altfel nu facem noi, nu face nimeni. Ei, ați dansat toată noaptea și iată, la urmă nu mai bieți un pahar. Am jucat și am tanțuit de la ora 12 de dimineață ieșim și venim la 3 după aniață. A doilea zi după aniață, după a treia vine. Dacă vă primește bine la fiecare casă? Ne prine, mulțumim frumos, ne prine. Amu, nu e așa tradiție chiar cum a fost înainte. Amu e mai slabuț. Cele mai urâte măști au cucerit simpatia gazdelor prin replici, dans și spiritul umorului. Ați întrebat și de butoi din Beci, v-a plăcut vinul? Da, numai decât și trebuie el cumva luat. Gospodina v-a plăcut? Ei, la gospodină nu ne-a uitat, dar la vin și la pahari, da. Eu mă uit la țigan. Da, dacă vă scoateți masca, să vă întreb așa de când, să mai stăm de vorbă. Aha, poftim. Cine se cine se ascunde sub mască țigancii? Iată cine. Dansați și hangul, am înțeles. Numai decât, îl dansez de mulți ani, în clasa 6. Îmi place tradiția sată. Ce înseamnă pentru dumneavoastră sărbătorile de iarnă, tot ce aici s-a păstrat în sat? E tare frumos pentru tradiția satului, pentru noi. Noi dacă nu dansăm și nu, ca când ceva nu ne s-ajunge. E un teatru popular, văd că sub mască sunteți mai vesel. Dacă așa îmi place. Ce simțiți atunci când vă puneți masca? Vă deghizați și intrați în alt rol? Da, atunci adeam într în altă lume, să faci ceva, să râdă lumea, ca să-i poți cumva înveselit. Vom încheia această poveste de iarnă din acel nord de Craiun al Moldovei, Briceni, cu un sfat lăsat pentru noi de Constantin Noica. Cităm: în cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis și reînnoit. Tradițiile populare românești rămân tezaurul nostru cel mai de preț și trebuie să facem tot ce se poate pentru ca ele să păstreze vii în mintea copiilor și a oamenilor.